salarii, ceva de genul, formularul vă rog să-l lăsați la mine. Și oricum de probleme din nelămurit, apropo de data de chestii, de data de chestii, de la subiectii, de întrebare, și pentru că în partea de rău și nu puteți mai, n-au avut posibilitatea să facă. Sunt desfășurat. Ok. Și acum ați luat din copilul. Salut și bine v-am găsit la TESCAM. Un eveniment organizat datorită sponsorul nostru principal și le mulțumim pentru implicare în acest motiv. Subsemnatul mă numesc Igor Cernopol, s-ar putea să mă fi văzut odată cândva. În seara asta aș vrea să discutăm un pic despre magie, poate și un pic despre performance testing, dar mai încolo. Ca să înțelegeți de ce spun magie, eu împart persoanele într-o anumită categorie, în trei categorii, dar un anumit tip de persoane. Să zicem, prima categorie ar fi cei care intră zilnic pe site-uri de cumpărături, pe noutăți, eventual să socializeze cu prietenii, le merge foarte bine, se bucură că le merge foarte bine și nici măcar nu își dau seama de ce le-ar merge atât de bine. O a doua categorie ar fi persoanele care așteaptă cu nerăbdare un Black Friday, dar se roagă într-același timp să meargă site-ul, să nu ajungă cumva în pagina de buy it, să apese pe buton și să nu mai meargă. Am pățit cu toți bănuiesc, 2-3 ani în urmă, pe pielea mea cel puțin. Și în al treilea rând de persoane ar fi acei care știu exact ce se întâmplă în spatele unui site, știu exact ce se întâmplă în momentul când intră un utilizator, știu exact cum e construit un site și de ce merge un site, o aplicație web și de ce nu merge. Eu tind să mă îndrept în direcția persoanelor din categoria 3, cel puțin tind să învăț să fiu o persoană de genul. Dacă tot vorbim despre site-urile astea, haideți să discutăm un pic despre cifre. O să ies un pic și o să încerc, dacă nu iese să mă iertați, dar o să încerc să fac un pic de demo. Vorbeam de Facebook acolo. Haideți să vedem câte repede. Îmi cer scuze, era automat. Oricum ați văzut, a intrat destul de repede, nu? Ceva pentru băieți, referitor la ziua de ieri. Nu, te rog. La, s-a încărcat, nu? Îi place cuiva olimpiada? Ce ziceți de asta? And waiting. Eu zic să fim încrezători. Se pornește până la urmă. Dar e tot waiting. Și se încarcă. Și site oficial. Mai este o variantă .org, la fel face. Dacă tot s-a terminat, haideți să vedem un pic o resursă care cât de cât mai analizează ea site-urile în ziua de azi. Să vedem ce zic analiticile pe ele. Ar fi un Global Rank 2. Noi, oamenii de rând, stăm cu 30 minute în mediu. Vedem în jur de 15 pagini. Dacă observați o distribuție destul de măricică pe țări, să fiți atenți la distribuție, fiindcă o să fie importantă. Și ce avem interesant? It's a very slow page. Dar a intrat. S-a încărcat. 3 secunde. Are dreptate. Haideți să vedem aceleași statistici pentru FIFA și ajungem și la Rio. În cazul în care sunt destul de plictisitor, să-mi spuneți, am niște bancuri pregătite. Putem oricând schimba tema. Ce face FIFA? La FIFA oamenii sunt mai rapizi. 5 minute le ajunge să vadă meciurile. În 5 pagini s-au rezolvat. E o distribuție destul de complexă și aici. În schimb, pagina se încarcă într-o secundă și doi. Foarte ok. Și să trecem la subiectul cu Rio. Nu aș vrea să fac ăsta un anti-exemplu, dar nu bere. Dacă la orice deamă ceva trebuie să meargă bine.
fiind un site destul de nou, nefiind un subiect la ordinea zilei, ok, oricum e accesat. 2 minute pe zi, 2 pagini aproape, însă are o distribuție total diferită de celelalte. Doar Brazilia și India. Am tot căutat să văd încărcarea, n-am găsit-o. Bănuiesc că efectiv nu își mai permit să o arate. Dacă vreți, putem încerca foarte bine cu un profil pe el, dar nu este cazul. Să revenim un pic, ca să ajungem la subiect. Totuși, până la urmă, de ce merg? O primă variantă, celelalte două. Prima variantă aș zice că ar fi pure luck. Vă ce ziceți? Nu? Sunt de acord, nu. Nu este un pure luck. Deși, într-un anumit procent, la unele site-uri de o avergură mai mică, aș fi de acord. Ar merge în direcția asta. Totuși, cunoștințele din spate, facultatea, cei 6 ani de experiență, mă duc cu gândul că, de fapt, site-ul respectiv a fost dezvoltat, conceput și dezvoltat ca să funcționeze. Să funcționeze exact în distribuția care o arată statistica, exact în numărul de accesări și, în general, în toate KPI-urile care au fost concepute. Însă, vedeți ceva, o problemă aici, în slide-ul respectiv? Vi se poate că ai lipsit ceva? Optimizare, o chestie interesantă. Ce credeți că mai lipsește? De ce credeți că site-urile respective totuși funcționează așa cum ne dorim noi și atunci când ne dorim noi? Îmi pare nu am cadouri, dar meriți-o, nu? Așa. Într-adevăr, site-urile astea au fost și testate. Nu-mi permit să zic, dar unul din cele prezentate a fost testat chiar de compania în care lucrez. De asta vi l-am arătat că, într-adevăr, funcționează. Cred că nu Rio, nu? Da. Spre binele nostru, nu. Așa. Totuși, testarea. Ce reprezintă testarea asta a site-ului și în ce mod s-a realizat? Cum credeți? Credeți că așa? Deși și asta e mod de testare. Într-o formă sau alta și este posibil ca la unele companii, aici sau în afară, să se facă. Totuși, eu dacă aș fi în locul persoanei care a fost angajată să testeze respectivul site, și anume din punctul de vedere al performanței, ca să suporte acele load-uri care le suportă, același eBay, același Amazon, zilnic suportă niște load-uri uriașe. Dar de Facebook nici nu mai discutăm, că ăsta ați văzut. Este deschis și rămâne acolo în spate. Ar trebui să mai arăt ce subdomenii sunt accesate din Facebook. În mare parte, 10% undeva sunt pe apps, 90% sunt direct pe pagina de Facebook. 30 minute pe zi, pe persoană, milioane de utilizatori, oare ce fac acolo? Request-uri. Mai ales browserul setat pe auto-refresh. Ai request-uri destule. Eu, dacă aș fi în locul la măcar și tipul ăsta, aș începe cu analiza. Cu analiza cerinților. Aș ajunge după aia până la selecția unui tool și m-aș gândi, în primul rând, haideți să vedem un tool simplu, JMeter. E free, open source. Câți dintre voi, de fapt, au făcut testare de performanță? Au avut ocazia? Super. Și câți dintre voi au folosit JMeter? Doar la un workshop. L-ați văzut cum arată. Deja o să mă mai gândesc dacă mai merit să mai arăt. Oricum. Ce aș face?